Și, stimați colegi, membri APD-ului, mă scuzați că n-am vorbit până acum, îți vorbesc astăzi. Îmi pare rău că dumneavoastră, acei care am fost alături și am mers și am pus cuvânt pentru un partid democrat alături de PL, la Strasburg, Bruxelles, Berlin, peste tot, că vrem să construim un stat de drept democratic, că vrem să îndeplinim angajamentele acordului de asociere, că am înțeles greșelile făcute în timpul E1-E2, care au dus la furtul miliardului. Adică am făcut și niște lucruri bune și astăzi toți stați și vă temeți de șeful vostru. Și nimeni n-a îndrăznit odată, sau măcar să mă sune cineva să mă întrebe, să zic că domnul președinte sau Mihai, ce s-a întâmplat, ce e acolo, cum stau lucrurile. Știți de ce? Fiindcă în cadrul coaliției doar eu putem să am un cuvânt, mai mult, doar coordonator. Iată și cine este nașul acestor comenzi și este clar că este Vlad Plahotniuc, în conlucrare cu Dodon și Anatol Șălaru, care a anunțat colegii mei încă la sfârșitul anului 2016, după alegerile prezidențiale, că dacă Ghimpu nu se conformează cerințelor lui de a-mi da demisia, anul viitor, adică anul acesta, vor fi arestați. Concret, au spus Iuri Chirinciuc și Dorin Chirtoac și alți membri.